Bună, eu sunt Enoch. Iar astăzi vom vorbi despre concepția aristotelică a dreptății. În sensul viziunii antice și pentru Aristotel, dreptatea este o virtute, și anume acea virtute civică, socială, sau dispoziție de a efectua acțiuni care produc și conservă fericirea și elementele acesteia pentru o comunitate politică. Prin urmare, dreptatea nu este o virtute oarecare și nici chiar o parte sau un substituit al vreunei virtuți oarecare, ci este chiar expresia virtuții în întregime. Cu alte cuvinte, în înțelesul de virtute, dreptatea se manifestă ca acțiune morală deliberată, tot astfel și în cazul nedreptății, fiind deopotrivă ilegalitate și inegalitate, aceasta este viciul în întregime și nu doar partea sa. În ce privește natura ei, dreptatea, ca virtute, trebuie înțeleasă în dubla sa ipostază, ca habitus, obișnuință, pe de o parte, și pe de altă parte, ca medietate. În primul caz, cel al dispoziției habituale, care este însăși natura specifică a virtuții, dreptatea nu este orice fel de obișnuință, ci este acea obișnuință, datorită căreia, în mod voluntar, omul devine bun și își îndeplinește bine funcția proprie. Această posibilitate devine realitate dacă în deciziile sale omul se lasă condus nu de afecte, mânie, ură, regret, milă, prietenie, etc., ci doar de rațiune. În cele două sa ipostază, ca măsură justă, dreptatea exclude de atât excesul, abuzul, cât și insuficiența. Prin urmare, diferă și de ceea ce poate fi prea mult, dar și de ceea ce este prea puțin. În consecință, și în acest sens, dreptatea poate fi acceptată numai ca acțiune determinată de rațiune. Concluzia filozofului este că de vreme ce omul este mereu tentat să oscileze când spre exces, când spre insuficiență, practicarea dreptății exprimă efortul realizării ei ca dispoziție habituală, ci păstrează linia de mijloc. Pe de altă parte, filozoful distinge între dreptatea generală sau legală, care vizează binele cetății în general, și dreptatea particulară, care vizează binele individual al concetățenilor. În ceea ce privește primul tip, Aristotel statuează egalitatea numerică. În cetate, toți, până la ultimul cetățean, sunt egali în fața legii. În cazul dreptății particulare, el distinge dreptatea corectivă, care vizează tranzacțiile dintre indivizi și care are la bază principiul egalității și dreptatea distributivă. Repariția avantajelor și a onorilor se bazează pe principiul proporționalității. Acest tip al dreptății statuează egalitatea proporțională. Oamenii sunt egali numai în cazul în care au merite egale, numite și specii de neegalitate. Meritele trebuie să fie adecvate bunurilor supuse distribuției. În general, teoriile ulterioare ale inspirației aristotelică vor fundamenta dreptatea pe cele două principii, al egalității, legea trebuie să fie aceeași pentru toți, și al echității, fiecare trebuie să primească ceea ce îi se datorează. În legătură cu relații dintre dreptate și egalitate, Aristotel se pronunță ferm în politică. Pentru el, constituțiile care nu respectă principiul echității, a trata în mod egal indivizi egali în toate punctele de vedere și în mod inegal indivizi inegal, sunt în mod necesar corupte. Dreptatea, virtute perfectă. Aristotel, Etica Nicomahică. Dreptatea este o virtute perfectă, nu în sens absolut, ci în raport cu altceva. Și de aceea este privită în general ca o suverană a virtuților. De aici și proverbul, dreptatea concentrează în ea întreaga virtute. Dreptatea este o virtute absolut desăvârșită, pentru că exercitarea ei este cea a unei virtuți perfecte. Și este perfectă pentru că cel ce o posedă face o de virtutea sa și în favoarea altora, nu numai pentru sine.
căci mulți pot practica virtutea în chestiuni personale, dar sunt incapabili să facă în cele privitoare la alții. De aceea trebuie să fim de acord cu Bias, că spune că exercitarea puterii dezvăluie omul, că cel investit cu putere se află în raportul cu alții și prin aceasta intră în comunitate cu ei. Din acest motiv, dreptatea este singura dintre virtuți ce pare a fi un bine pentru altul, manifestându-se în favoarea altuia. Aceasta îndeplinește ceea ce este în favoarea altuia, fie că este vorba de un om cu autoritate publică, fie de un simplu membru al societății. Dreptatea și prietenia, Aristotelea Etica Nicomahică. Fiecarei forme de guvernământ îi corespunde evident o formă de prietenie, în aceeași măsură în care îi corespunde și o formă de justiție. Regimurile tirancii, prietenia și dreptatea ocupă un loc neînsemnat, pe când în democrație importanța lor este maximă, pentru că acolo unde cetățenii sunt egali și interesele comune sunt numeroase. Dreptate și meritul. Aristotel politică. Se va motiva, poate că, puterea politică trebuie să se împartă în mod neegal, potrivit superiorității meritelor. Chiar dacă toate celelalte calități ar fi egale și chiar dacă cetățenii ar fi cu totul asemănători și că drepturile și considerația trebuie să fie diferite, când indivizii se deosebesc. Dacă s-ar împărți flaute unor artiști egali între ei, ca unul acestea îngleșesc toți cu aceeași artă, nu se vor da cele mai bune instrumente, cele mai nobili, pentru că nobleța nu face destoinică a cânta flaut, ci va trebui să dea instrumentul cel mai desăvârșit, artistului care va ști să servească bine de el. Pe lângă aceasta, deoarece egalitate și neegalitate completă sunt nedrepte între indivizi, care nu sunt egali ori neegali, decât într-o singură privință. Toate constituțiile în care egalitatea și neegalitatea sunt întemeiate pe bază de felul acesta, sunt în mod necesar corupte. Aș vrea să închei cu un citat al lui Aristotel. Oamenii cu desăvârșire fericiți și suficienți lor înșiși nu au deloc nevoie de prieteni, pentru că posedă deja toate bunurile. Ori prietenul care este un al doilea eu ne oferă ceea ce nu ne putem oferi noi înșine. Bine, a fost Renat. Lecția de astăzi se sfârșește aici. Iar până la data viitoare, numai bine.